Bună seara și bine v-am regăsit, dragii noștri telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Școală și Sănătate, emisiunea care va aduce cele mai noi și cele mai frumoase informații din cele două domenii. Emisiunea de azi va fi o continuare a emisiunii de săptămâna trecută și asta pentru că v-am povestit așa foarte puțin alături de doamna neonatolog, doamna Păduraru, despre virusul sincițial respirator. Este o infecție cumva nouă poate pentru noi, dar de fapt pentru medici e de ceva timp și vom dezbate pe larg acest subiect, dar și cumva zona de administrație a medicilor de familie cu invitata mea, doamna Iuliana Picioreanu, este medic primar medicină de familie, medic instructor formator și coordonator național al grupului de lucru Sănătatea Copilului al Societății Naționale de Medicină Familie. Bună seara și bine ați venit. Bună seara și bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Am ținut să precizez toată titulatura pentru că iată Iașul are un coordonator național al grupului de lucru Sănătatea Copilului și e mare lucru, ne faceți cumva cinste și onoare și faptul că sunteți mereu la curent cu toate noutățile în ceea ce privește sănătatea copilului. Încerc pentru că m-a pasionat foarte mult să circul prin literatura de specialitate, să aflu noutățile, să lupt pentru implementarea lor și pentru o practică cât mai corectă, pentru un act medical cât mai eficient, cât mai bun. Da, asta m-a plăcut și de când sunt. Da, e mare lucru și noi suntem bucuroși că iată, sunteți astăzi aici, vom discuta toate aceste subiecte. Până să intrăm așa în subiect, puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră, de cât timp în zona aceasta de medicină de familie și iată, de cât timp coordonator național al acestui grup? Practic medicina de foarte mult timp, peste 30 de ani, chiar n-am mai făcut socoteala, de peste 30 de ani sigur. Am cochetat cu foarte multe alte domenii pentru că mi-a plăcut foarte mult pneumologia, acolo am debutat și am prins drag de partea de cercetare pentru că am avut un mentor foarte bun în această privință. Pot să zic că în 2000 am avut șansa să cunosc adevărata medicină de familie pentru că am intrat într-un schimb de experiență cu medicina de familie olandeză care m-a învățat foarte multe, deci foarte multe, astfel încât am primit am dobândit câteva abilități care m-a determinat să înțeleg medical evidence-based, deci medicina bazată pe dovezi, pentru că orice recomandare care o face un medic trebuie să aibă în spate știință. Deci dacă eu vă pot recomanda astăzi, puteți să luați, eu știu, nu pot să zic un exemplu de medicament. Un medicament. Uh-huh. Chiar dacă îl considerați banal, chiar dacă dumneavoastră îl luați de foarte mult timp, este pentru că acel medicament încă este eficient și a dovedit eficiența și încă dovezile recomandă. Un medic trebuie foarte mult să citească, deci s-a schimbat foarte mult medicina. Practic, de acum 30 de ani, credeți-mă că nu știu dacă mai este ceva care foarte puține lucruri din practica mea care încă le mai păstrez. Poate simțul clinic. E adevărat că medicul se schimbă pentru că n-aș putea spune că meseria noastră ține de un fel de vampirism, că în fond și la urmă în cabinet nu vine pacientul pentru boală, pentru distracție sau pentru a împărtăși o bucurie, poate mai vine. În general, omul care vine în cabinet are o suferință. Problemă, da. Să știți că consilierea și aflarea suferinței pacientului este extrem de cronofagă, te încarcă, ești în lupta contra timp, deci trebuie să scoți foarte repede un diagnostic. E adevărat că la început era pe diagnosticul scoți pe Dr. Quinn, stil Dr. Quinn, adică cu un stetoscop și cu un tensiometru nu prea mai poți face meserie, dar credeți-mă că dacă atunci când eram studentă și era un ecograf la nivel de spitalul Sfântul Spidon, n-am crezut că pot să-l am și eu și pot lucra cu un asemenea aparat nu la foarte mult timp după să zicem după libertate, deci după revoluție. Și după aia te gândești la pacienți, că vrei foarte mult să-i ajuți și atunci ajutorul înseamnă să încerci să fii eficient, să încerci să pui un diagnostic pozitiv cât mai rapid.
să încerci să eviți ca ei să se deplaseze prea mult pe la multe uși și să fie aproape de el ca să-l poți rezolva rapid, pentru că medicina de familie rezolvă cam 90% din cazuri. E o specialitate foarte bine primită în Europa, pentru că noi avem o listă heterogenă de pacienți. Ca să poți trata un copil, un sugar, un prematur care îți vine în teritoriu, da? După care trece, următorul pacient este un pacient vârstnic cu problemă cardiacă. După care faci switch-ul către un pacient cu patologie digestivă, o gravidă. Aceste linii frânte care de fapt îți dă sarea și piperul meseriei tale, pentru că, sincer vorbind, eu nu mă plictisesc niciodată. Deci eu chiar nu mă pot plictisi. Sunteți în priză, cred că mereu. Da, mereu. Și această oportunitate mi-a oferit, această specialitate mi-a oferit această șansă ca să mă bucur realmente de fiecare pacient al meu. Și de fiecare caz, și de fiecare caz rezolvat, mi-e ciudă dacă nu pot să rezolv un caz rapid, pentru că nu suntem Dumnezei, pentru că dacă ar mai fi, sistemul mi-ar oferi și alte lucruri care poate mi-ar ușura ca să pun mai repede diagnosticul, pentru că mai ai nevoie și de un laborator foarte prompt, mai ai nevoie de multe alte lucruri pe care sistemul ar trebui să ți-l ofere, dar... Urma să vă întreb cum arată acum medicina de familie și poate făcând o paralelă cum arată medicina de familie din exteriorul României. Să știți că în momentul când am văzut prima dată un cabinet în afara țării și când am văzut practica medicului... Dotarea poate sau... Nu era, n-aș putea să zic că dotarea lucra un schimb pe algoritme. Deci erau extraordinar de deficienți. Să știți că nu empatizau extraordinar de tare. Deci empatia exista, dar dincolo de acestea sunt foarte practici. Se încadra tot în acele minute, acele 10 minute, pentru că atât e o consultație în afara țării. Și țin minte că la un moment dat, după 2 ore de cabinet, m-a întrebat după toată ziua. Deci după toată ziua m-a întrebat, ei, cum ți se pare, care e diferența? Păi, ce faceți aici voi? Eu rezolv în 2 ore la mine. Și nu îi venea crede. Da, erau limitate consultațiile, am văzut pacienți foarte educați, deci asta m-a șocat. Am văzut consultații care țin de prevenție foarte mult. De educație, de informare corectă. Era informare corectă. Apropo de informare corectă, n-am să uit, s-a prezentat o pacientă la consultație, mă refer la sistemul olandez, pentru că pe el l-am cunoscut mai bine. S-a prezentat o pacientă la consultație să întrebe dacă acea statină de care a citit ea în ziar, că a apărut ea sau a citit ea unde a citit, poate să o utilizeze. Eu recomandă medicul și ei. Am zis, Doamne, unde mă aflu? Pe mine nu m-a întrebat nimeni, am citit ceva. Îmi recomandați? E valabilă și pentru mine, sunt eligibil pentru molecula aceasta. Au altă abordare. E adevărat, este mai ușor, pentru că ei știu ce înseamnă programarea, nu vine nimeni neprogramat, absolut nimeni. Au fonduri mult mai multe, pentru că echipa este mare, deci echipa unui cabinet aș putea vorbi, are o asistentă echivalentul asistentei noastre care este formată de a fi asistentă medicală, dar au și acele asistente telefoniste care ajută foarte mult medicul. Pentru un fel că de centru de permanență? Sau, nu centru de permanență, nu. E vorba de consultațiile și de programări, pentru că acele asistente care nu au parcurs acel program lung de formare, a unei asistente, poate să stabilească elementele, să zicem, în care de urgență în care medicul ar trebui solicitat, și ea face programările pe baza simptomelor pe care le declară pacientul la telefon. Este în urma unui training, deci nu orice asistent telefonist poate să facă față.
Asta în sistemul olandez, în sistemul francez, de exemplu, era cam ca la noi. Medicul făcea și programări și consultații, e greu să-ți întrerupe activitatea de un telefon. Deci lucrurile s-au pus mai așezate în sistemul olandez și în sistemul francez sunt așezate. E puțin altfel, e puțin diferit. Îți trebuie într-adevăr bani, acolo e pe recepție. Adică posibilitatea să ai o recepție în care recepția practic ia legătura cu pacientul și ulterior medicul intervine dacă sunt elemente care determină o consultație să fie mai urgentă decât alta. În România lucrurile se grăbesc, pacientul te mulesc după timpul lui și nu după al tău. Să știți că știți foarte bine că noi am dus un greu, aș putea spune, în timpul pandemiei cu infecție cu SARS-CoV-2, pentru că consultațiile se limitau la nivelul nostru. Și nu a fost ușor. Deci nu a fost ușor pentru că, e adevărat, a apărut pentru prima dată noțiunea de teleconsultație, care s-a dovedit a fi eficientă, care se dovedește a fi eficientă în continuare, pentru că sunt medici care au o suficientă experiență ca să poată să-și dea seama de o anumită suspiciune de diagnostic. Dar să știți că în algoritmele de diagnostic și de tratament, consultația telefonică face parte din managementul de caz. Pentru că vorbim, de exemplu, de o boală diareică. Da? Deci o boală diareică, pe baza consultației telefonice, poți să-ți dai seama dacă acel copil trebuie adus mai devreme sau poți să-i dai anumite recomandări telefonice. Să-l mobilizezi acasă. Și să-l mobilizezi acasă. La fel sunt și cu infecțiile de trag respirator superior, da? Pentru că ele practic sunt cele mai frecvente cazuri și mai ales la ora actuală. Suntem în plină epidemie, din ce suntem vedem. Suntem în plină epidemie și dacă tot m-ați întrebat și ați lansat cu virusul sincițial respirator, din păcate, tot pandemia SARS-CoV-2 a determinat un lucru care n-aș putea să zic că să sperii, dar îngrijorează. De ce? Pentru că în timpul pandemiei infecțiile cu celelalți virus s-au cam domolit. Deci nu prea au fost. Și acum? Și acum explodează. Și explodează pe o categorie de copii care nu au anticorpi pentru că ei au stat liniștiți la domiciliu, n-au intrat în colectivitate, da, nici nu libertatea de a se desfășura în aer liber cu mai mulți copii în parcuri, astfel încât i-au lăsat puțin descoperiți fără anticorpi, iar virusii au o încărcătură destul de mare și vedem ce se întâmplă acum în Europa, pentru că să știți că noi medicii, sau cel puțin eu, pot să-mi dau foarte bine seama ce virus circulă pentru că există acea predictibilitate sezonieră. Da? Deci știm că la începutul toamnei și la primăvară apar rinovirusii. Ei sunt răspunzători de acei muci și acea tuse sporadică. Ei, după rinovirus apar parainfluențe care mai determină o leacă de răgușeală, care sunt un pic mai răi. Ei, și ne apropiem de toamnă, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, când vă dați seama triada, dacă ar exista triada la un copil, infecția cu SARS-CoV-2, virusul sincițial respirator și gripa, cam ce ar fi, da? Noi medicii le anticipăm, adică eu personal știu foarte bine la ce să mă aștept. Noroc că putem și avem la dispoziție teste rapide, pentru că dacă pentru anumite infecții virale nu avem la ora actuală, pentru altele stăm bine, da? Deci pentru infecția SARS-CoV-2 stăm bine, pentru gripă stăm bine și mai rămâne virusul sincițial respirator, care, din păcate, stăm rău. Deci, în vară chiar vreau să-mi achiziționez teste, din păcate nu le-am mai găsit ulterior, pentru că te ajută.
Te ajută și în special la acea categorie vulnerabilă. Poți să pun diagnostic imediat și corect prin acest test? La copii, testele rapide sunt eficiente, la adulți nu. Pentru că infecția cu virusul sincițial o face copilul mic, da, deceșit din maternitate, până la vârstnic. E un virus urât. E un virus pe care, sincer vă spun, toată cariera m-a urmărit acest virus, frica de acest virus. Vă spun cu cea mai mare sinceritate. Pentru că știam că e afectat plămânul. Și nu vreau ca copiii să ajungă în spital. Da? Și știam ce înseamnă spitalul. Da? Sunt și cheltuieli din partea sistemului, dar să știți că un copil suferă după ce este externat din spital. Noi îl vedem la consultații, retras, apatic, frica de medic, da? Frica de halat alb. Chiar dacă mulți dintre noi nu mai purtăm halatul alb, tocmai din considerentele acestea, pentru că nici nu e nevoie, dar este și o apropiere care le dă în acel confort la consultație cu pacientul. Și mai ales cu pacientul mic, care are o altă, cu tot o altă abordare, pentru că trebuie să-l simți întâi. Empatia se dezvoltă în timp, din păcate suntem în viteză. Știți de ce? Ai programat, dar te mai așteaptă, sala e plină, de exemplu, sau mai sunt și pacienți neprogramați care la un moment dat tu îi simți și asta nu cred că face bine unui medic, pentru că presiunea îl scoate din ritmul său, realmente. E adevărat, sunt consultații, că revenim la medicina de familie, da? Sunt consultații mai scurte, sunt consultații care la pacienți pe care îi vezi de rutină, și mi-aduc aminte de un reporter care mă întreba pe la începutul carierei mele ce ați dori dumneavoastră, unde ați dori să ajungeți? Nu, aș dori să ajung ca pacientul să stea la rețetă, adică să-l pot aduce la un nivel de prevenție încât să vină să-și ia doar rețetele. Înseamnă că asta, parametrii sunt buni. Deci dacă parametrii sunt buni, înseamnă că e pe linia cea bună. Medicina a evoluat foarte mult. Implică cetățeanul în momentul de față și vedeți că cei cu diabet pleacă cu o serie de măsurători de la domiciliu, la medicul diabetolog sau cu valorile tensionale. Foarte mulți pacienți s-au echipat cu anumite dispozitive, anumite drivere, sunt o groază de aplicații, inclusiv pentru părinți. Măsurare pentru toți. Da, de exemplu, sunt aplicații recente în care un părinte poate să-și dea seama că copilul este într-o stare gravă și necesită internare. Da, prin măsurarea, o aplicație prin măsurarea numărul de respirații pe minut, și dacă numărul de respirații este mai mare decât e normal, el știe că acel copil e într-o problemă care necesită o abordare, o altă abordare, care poate nu e de ambulator, ci e de spital. Dar eu aș mai adăuga, pentru că ați menționat că iată a fost acest COVID, cred că picătura care a umplut paharul e legată de zona de documente, de acte. Adică dacă n-ați avea partea asta, nu cred că v-ar mânca atât de mult timp. Sunt două elemente care ne împovărează practica și, hai să zicem, bariere ca noi să fim mult mai eficienți și așa cum ne-am dorit să practicăm. De ce birocrația? Dar să știți că birocrația e cam în toată lumea, dar nu atât de mare ca la noi. Și restricțiile. Deci barierele, restricțiile. Da? E groaznic să nu ai voie să sau știi nu... da. Ceva și să nu ai voie să-i dai în regim subvenționat pacientului și să-l pui să se miște pe la uși. La mai multe uși. Pentru ce? Pentru, aici n-am să înțeleg niciodată, sunt probleme financiare, înțeleg, dar nu știu dacă sunt mai acele probleme financiare. Și vă dați seama că cheltuielile cresc mai mult, pentru că dacă e vorba de o scrisoare care trebuie reînnoită sau un medicament care să-l dau în sistem subvenționat și eu trebuie să-l trimit la un coleg de specialitate, colegul de specialitate poate reia de la capăt tot spectrul de investigații. Asta sunt cheltuieli. Cheltuieli, dacă vorbim, și timpul este o cheltuială, nu? Cât petrece pacientul pe la uși.
Nu mai vorbim de ce se poate întâmpla dacă în timpul ăsta de așteptare, pentru că se mișcă pentru o comunitate care nu e sănătoasă. Da? Deci dacă ni s-ar da posibilitatea să ne exercităm cunoștințele în specialitatea noastră, cred că pacienții din România ar fi extraordinar de încântați, mai ales că medicina de familie este bine primită la nivelul pacientului, în, așa cum o zic sondajele. Firește, nu suntem perfecți. Am vrea, dar nu suntem perfecți. Și poate lipsa de perfecțiune derivă din acele bariere pe care sunt impuse legislativ. Și e păcat. Vorbeam în conferință, chiar ați menționat despre costurile ridicate în sistemul de sănătate și chiar ați menționat câteva dintre acestea. Costurile sunt foarte mari. Dacă vă referiți la virusul sincițial respirator, da, sunt foarte mari. Gândiți-vă că durata de spitalizare la un prematur foarte precoce, deci unul care se naște la sub 28 de săptămâni și care face infecție cu virusul sincițial respirator, are un timp de spitalizare de peste 50 și ceva de zile. Asta înseamnă ventilație, asta înseamnă oxigen. Astea sunt mai costurile basic, care, cumva. Basic, da, după care, firește că vorbim la un moment dat de un plămân vulnerabil, de un organism vulnerabil care va necesita reinfectări, poate, nu cu neapărat cu virusul sincițial, pentru că avem în momentul de față o metodă profilactică eficientă, da? Pasivă, dar eficientă. Dar acel copil, firește că el s-a născut cu un aparat respirator oprit din evoluție, nu? Care a continuat să se dezvolte așa cum vrea bunul Dumnezeu, să zicem, sau cât dorește el. El este un pacient, va fi un pacient expus, pe care se va face foarte multă profilaxie, ar fi necesar profilaxie care poate statul nu și-o permite și atunci sunt cheltuieli din partea familiei. Deci cheltuielile nu trebuie orientate neapărat asta dacă își permit că... dacă, din partea statului, bineînțeles. Nu mai spunem de familiile care poate chiar n-au condiții. Aici e o mare problemă și din păcate vedeți că trebuie să existe politici foarte bune și noi încercăm să sensibilizăm prin grupuri de lucru, pentru că un copil care se naște dintr-o familie o familie cu un status socioeconomic sărac, o familie defavorizată, toată viața va fi vulnerabil în fața infecțiilor de trag respirator, indiferent de condiția economică și socială pe care o atinge ca adult. Deci povara o duce până la sfârșitul vieții. Ce ne puteți spune despre acest virus? Chiar dacă pentru noi poate e o informație nouă, dar iată că dumneavoastră spuneați că vă bântuie între ghilimele de mult timp. Da. Și cum am putea face diferența? Adică spuneați și mai devreme și o să discutăm pe parcursul emisiunii. Nu la primii muci, gata, mergem la medic. Trebuie să știm cumva să prioritizăm niște lucruri. Virusul sincițial respirator a fost descris prima dată în 1901, ca să vă zic așa, ca o bronșivirusul care agentul care determină bronșită catarală. Interesant este că el a fost identificat în 1956 la o populație de cimpanzei care erau răciți. Da. Dar s-a constatat că de fapt acei cimpanzei au fost îmbolnăviți de către îngrijitori, de către oameni. Adică tot de la om a plecat. Tot de la om. Și atunci s-a numit, a fost virusul, nu mai știu, ca să nu zic exact, nu mai știu termenul, corize catarale, ceva de genul ăsta. Și la un an a fost descoperit la populația la copii. Deci la copii, și a fost denumit virusul sincițial respirator uman. De ce? Pentru că mai este o variantă bovină, foarte interesantă varianta bovină, întrucât se aseamănă ca structură și ca acțiune cu cea umană. Deci e rost de cercetare, pentru că dacă am o variantă pentru care eu pot să fac cercetare, atunci pot să scot și o soluție terapeutică. Vreau să vă rog să vă mențineți ideea, pentru că trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim aici, continuăm discuția, rămâneți alături de noi.